Îmi face o plăcere deosebită să le urez tuturor românilor și tuturor celor care citesc și care urmăresc multă sănătate, sărbători fericite de Crăciun și, având în vedere apropierea anului nou, un la mulți ani, un an care să fie mult mai bun, un an care să le aducă mai multă liniște, un an care să le aducă mai mult echilibru, un an care să fie un an de referință și pe care să-și-l amintească toată viața.